pentru finalizarea proiectului, că deci o performanță mare. Da. Am fost la curent în permanență, chiar dacă nu eram atunci în primărie, dar știam despre proiect. Și de când am venit, foarte, foarte, foarte multe lucruri s-au vorbit despre acest proiect. Dar una peste alta, cu bine, cu rău, cu greu, cu probleme mai mari, mai mici, proiectul este la final și pentru asta vă felicit. Cred că a fost așa ca un fel de perioadă de încercare pentru mulți dintre dumneavoastră care au fost, poate, la un prim proiect de acest gen. Eu mă bucur pentru colegii din primăria Botoșani că acest proiect a oferit și un grad de încercare și de încercare în perioada asta. Și nu pot să vă spun decât un lucru. Dacă suntem la final, dacă suntem atenți, vreau să vă îndemn să scotociți și să căutați toate variantele să mai facem proiecte de genul ăsta, care sunt de departe benefice pentru toată lumea. Trecând la scopul proiectului și terminând, v-am spus, cu antrenamentul celor care lucrează efectiv în proiect. Este o perioadă importantă, o perioadă de stagnare, de fapt, a proiectelor și o simțim cu toți. Este o perioadă care stăm. Avem 2 ani și ceva de când stăm. Bine că a fost proiectul ăsta, am mai avut încă și mai avem noi aici la primăria Botoșani. Cred că nu pot răspundem încă o dată să încercați și să căutați împreună cu OMB-uri, cu asociațiile, cu celelalte UAT-uri, să căutați proiecte care să aducă bani,